această declarație de presă. Aș vrea să încep în primul rând prin a le cere scuze bucureștenilor pentru că au fost obligați astăzi să treacă prin acest eveniment neplăcut. Dar aș vrea în același timp să le cer scuze pentru că câteva zeci de miniștri ai transporturilor în ultimii 20 de ani au lăsat un buboi enorm să se formeze la metroul bucureștean. O mafie. Câtă vreme sunt eu aici, vă asigur că statul nu va ceda niciun milimetru în fața mafiei. Pentru că despre asta este vorba. Despre o grupare care se comportă mafiot și atunci când interesele îi sunt atinse, recurge la șantaj. Liderul de cartel, Ion Rădoi, a decis că bucureștenii nu contează. A decis că singurul lucru care trebuie să conteze sunt banii firmei pe care o controlează. Și spun foarte clar, Rădoi, s-a terminat. Ceea ce ai făcut zeci de ani nu mai merge. Este absolut inadmisibil ca o infrastructură critică națională să fie blocate, ca șinele să fie ocupate comițând astfel multiple infracțiuni și le-am trecut pe acestea într-o plângere penală pe care am înaintat-o Direcției Naționale Anticorupție și o să enumăr câteva, cele mai grave fiind zădărnicirea combaterii bolilor. Oamenii au trebuit să se înghesuiască din cauza unor mafioți astăzi în mijloace de transport în comun, au întârziat învățătoare la școli, ați dat un oraș peste cap. Păi voi unde vă credeți? V-a mers până acum? Nu vă mai merge. Mai adaug apoi abuz în serviciu, trafic de influență, șantaj și am depus, cum spuneam, o plângere la DNA și am toată încrederea în justiția din România că își va face datoria. Suntem un stat de drept și justiția își va face datoria pentru a proteja cetățenii. În paralel, compania Metrorex evaluează pagubele și vă spun că se ridică la milioane de lei. Cifra este încă în curs de finalizare pentru ziua de astăzi și se va îndrepta împotriva celor responsabili pentru a recupera acești bani. Este absolut imperativ ca metroul să circule urgent din nou. Fiecare minut de întârziere înseamnă creșterea riscului ca bucureștenii să se îmbolnăvească în mijloacele de transport supraaglomerate. Și le cer celor implicați și poate mulți dintre ei manipulați în al 13-lea ceas să nu mai persiste în această acțiune și să se oprească din încălcarea legii. Iar autoritățile care veghează la ordinea publică și au aceste responsabilități trebuie să-și facă datoria, pentru că numai ei pot elibera șinele de acești ilegaliști. Apropo de o acuzație aruncată de domnul Rădoi, de acoliții săi, o minciună. N-a fost nimeni concediat de la metrou. Cine spune asta minte cu o nerușinare penală. Sunt 10 oameni, atât 10, care și-au înaintat dosarul de pensionare și care au ieșit la pensie. De asemenea, niciun salariu nu a fost redus în acest moment. De fapt, altele sunt mizele acestei acțiuni, așa cum e absolut transparent pentru toată lumea, pentru toți cei care urmăresc metroul. Mizele acestei acțiuni sunt cele identificate de corpul de control al Ministerului. Cartelul. Controlul oneros asupra companiei și asupra proprietății statului. Spațiile comerciale ocupate fără drept. Vă reamintesc că ieri s-a trimis o somație de eliberare a acestor spații ocupate fără drept și miza celor care au organizat această acțiune ilegală este exact aceasta, banii pe care firma sindicatului încasează din chiriile de la spațiile comerciale. Pe acest subiect nu avem ce dialoga. Pe subiecte care sunt de interes legitim pentru angajați și pentru companie, da, va exista mereu dialog social, dar doar după ce repornește metroul. Vă mulțumesc dacă sunt întrebări. În momentul de față metroul nu
circulă din cauza unei situații care ține de zona de ordine publică. Avem autorități în zona de ordine publică care trebuie să-și facă datoria, acolo fiind o acțiune ilegală pe absolut toate planurile. Nu este o acțiune sindicală, nu este grevă declarată. Legea 55 nu permite organizarea pe timp de pandemie. Am vorbit despre toate acele infracțiuni care noi considerăm și departamentul juridic al Ministerului consideră și am înaintat o plângere la DNA în acest sens. Avem autorități responsabile cu ordinea publică și sunt convins că vor acționa dacă, și repet, nu-mi doresc să se ajungă acolo, dar dacă oamenii care, eu cred că cel mai mult sunt manipulați de liderul sindical, nu renunță la această acțiune absolut abuzivă. Este o infrastructură critică a statului român, nu este în proprietatea domnului Rădoi, bucureștenii au dreptul să circule cu metroul și statul nu va mai da niciun pas în spate în fața mafiei. Nu înțeleg întrebarea. Este o acțiune pe care o consider și o consideră toți specialiștii în drept de profund ilegală. Niște oameni s-au ocupat o infrastructură critică în mod abuziv și nu au lăsat astăzi pe colegii lor care au venit la muncă, mecanicii de trenuri, de metrou s-au prezentat la muncă și nu au putut să iasă din depou. Sunt 6.000 de angajați. În jur de 5.500 de angajați la Metrorex. Numai câteva sute au fost implicați în această acțiune. Eu le mulțumesc celor care s-au prezentat la muncă și care înțeleg că trebuie să ne gândim la interesul acestei companii și pe termen mediu și lung, care înțeleg să se gândească și la societatea din care fac parte. Nu este atributul meu, după cum știți, conform legii, dar o fac deschis acum. Cer autorităților responsabile cu ordinea publică să restabilim ordinea și să restabilim circulația metroului bucureștean. Am avut, desigur, discuții și cu domnul ministru Bode și susține același lucru. Am avut discutat și cu premierul Câțu. Există susținerea întregului guvern și a coaliției pentru o atitudine. Nu știu, mi s-a spus că este curajoasă. Mie nu mi se pare curajoasă, mi se pare o atitudine de normalitate. Ce nu mi se pare normal este să fii laș, să lași capul în jos, să accepți ca interesul cetățenilor să fie călcat în picioare ca să n-ai tu probleme ca ministru. Eu nu pot să știu ce este... ce vor face oamenii care determină acest blocaj. V-am spus, am făcut un apel la ei să renunțe, pentru că cu fiecare minut, știți cum e, până la urmă n-ar rost să te duci la pușcărie pentru Rădoi. Din câte știu, puteți să întrebați la directorul metrou, din câte știu, acela este numărul de dosare care s-au... o procedură de a depune cerere, 57 au depus cerere, cred că n-au fost procesate și efectiv n-au mers în pensie decât 10. Astea sunt informațiile pe care le-am eu. Nu vreau să comentez aceste speculații. Raportul corpului de control l-am făcut public și l-ați putut și dumneavoastră să consultați. Sunt nenumărate ilegalități și lucruri anormale care au fost constatate acolo, inclusiv modul cum s-a negociat contractul colectiv de muncă pe vreme de pandemie, în timp ce toți românii sufereau, în timp ce veniturile metroului s-au prăbușit, pentru că lumea a mers mai puțin în pandemie, fiind restricțiile de circulație, s-a găsit de cuvință să se crească salariile cu 18% printr-o pseudo-negociere între sindicat și el însuși. Toate acele măsuri din raportul corpului de control au autorități și instituții responsabile către care trebuie redirecționate și așa am făcut. Unele sunt de competența Curții de Conturi, unele sunt pentru DNA, unele țin de alte instituții. Ce vă soluționează această situație?
pentru toate operatorii economici care trebuie să evacueze acele spații din stațiune? Se va întâmpla că vom restabili legalitatea în spațiile de metrou. Este domeniul public, este domeniul statului și este normal să nu fie administrat ca și cum ar fi proprietate privată. Statul trebuie să-și primească partea de chirie dacă acolo pot exista niște spații în mod civilizat, dacă se respectă regulile de siguranță, regulile ISU, reguli de, de bună funcționare și, până la urmă, și de estetică și de arhitectură a stației, dar în acest moment, adică nu e recent, e de 3 ani de zile, din 2018, contractul este expirat, firma sindicatului continuă să încaseze în mod ilegal această chirie, iar problema spațiilor comerciale de la metrou, cred că și dumneavoastră presa v-a săturat de când este în atenție și toți miniștrii o aruncă așa ca pe un cartof fierbinte mai departe. Eu nu fac decât să aplic legea și să urmăresc interesul public în numele căruia sunt aici să-mi exercit acest mandat. Îmi cere să comentez o situație ipotetică pe care nu vreau să cred că se va întâmpla. Așa cum spuneam, în acest moment, având o tulburare de ordine publică, măsurile care trebuie luate sunt de natura ordinii publice. Nu, n-am spus asta. Un pas de bună credință că la prefectură și domnul prefect și directorul general s-au dus acolo, chiar dacă acțiunea aceasta este complet abuzivă, să discute, să aibă un dialog, să facă toate diligențele. Sper ca urmare a acestei discuții să revenim de urgență la circulația metroulor. Dacă nu, autoritățile îndreptățite trebuie să ia măsuri. Nu știu câți... Da, sigur, vă spun, nu știu despre prezența miniștrilor astăzi în spațiul media. Eu aș spera că faci... miniștrii care ar fi vrut să meargă cu metrou și n-au putut, nu am cunoștință, să vă spun în momentul ăsta. Nu este atributul meu să fac asta. Asta sunt, fiecare este specializat într-un domeniu. Acest lucru este la Ministerul Afacerilor Interne. Știu dumneavoastră ce au mai bine de făcut. Nu, repet, nu este atributul meu să organizez intervenții de forțe de ordine publică. Dar nu am purtat astfel de discuții la nivelul acesta de detaliu. Ce condiții ne puteți? Nu vă pot răspunde la această întrebare, trebuie să întrebați la instituțiile care se ocupă de ordine publică. Directorul Metroresc a discutat ce condiții să prezinte protestatarilor ca să ajungă la o soluție de compromis la măsura acestei situații? Soluție pentru ce? Pentru negocierea legalității? Nu vom negocia legea niciodată. Acele spații sunt pe domeniul public și trebuie să fie tratate ca atare. Până acum, miniștrii succesivi la acest minister au închis ochii la o ilegalitate. Sunt nenumărate raporturi ale corpului de control, e de notorietate, toată lumea știe, numai că acolo este Imperiul Rădoi și mai bine nu te atingi. Majoritatea oamenilor care au ieșit acolo, nu au ieșit din cauza faptului că se evacuează cetățenii din Anglia. Sunt îngrijorați, au temeri legate de salarii, de posibile restructurări. Există un cadru formal în care se face dialogul social. Evident, și conducerea Metrorex este și a fost deschisă la un astfel de dialog, dar un dialog este un dialog. Aceasta este o acțiune ilegală, după toate legile. N-am ce să discut cu domnul Rădoi. Domnul Rădoi a discutat cu domnul director de la Metrorex. Eu sunt aici în acest mandat pentru a apăra legea și interesul public, ceea ce asta am făcut în acțiunea mea. Mulțumesc!